Jurnalele RTT. Știri la fix. Procurorii DIICOT, Serviciul Teritorial Brașov, împreună cu BCCO Brașov, au efectuat 23 de percheziții în județele Brașov, Timiș, Sibiu și Cluj, la domiciliile unor persoane suspectate de săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri de risc. Suspecții comercializau droguri de risc prin intermediul unor societăți comerciale și magazine, care promovau produse obținute din cânepă și pretindeau că ar avea efecte benefice pentru sănătate. Din cercetări a reieșit faptul că mai multe persoane, constituite într-un grup infracțional, ar fi distribuit prin intermediul unei pagini găzduite de un site de socializare produse ce conțineau tetrahidrocanabinol, substanță psihotropă biosintetizată de planta cannabis. Persoanele implicate în aceste activități ar fi încercat să transmită potențialilor clienți faptul că produsele comercializate, sub formă de uleiuri, flori de cânepă, acadele, prăjituri sau băuturi energizante, îndeplinesc condițiile legale, făcându-se referire la un regulament european care prevede că produsele ce prezintă o concentrație de THC mai mică de 0,2% ar putea fi comercializate. Astfel, au apărut atât magazine fizice cât și online cu sigla o plantă de cannabis. Conform legislației, nu există produse pe bază de cânepă, indiferent de concentrația THC, care să poată fi comercializate. Potrivit polițiștilor brașoveni, orice astfel de produs se încadrează în categoria drogurilor de risc și intră sub incidența dispozițiilor penale. Din cercetări a rezultat faptul că societățile comerciale care comercializează produse de cânepă deschise în Brașov, Sibiu, Cluj și Timișoara nu funcționează în mod legal, neavând eliberate niciuna dintre autorizațiile prevăzute de dispozițiile legii numărul 339 din 2005. În urma perchezițiilor care au avut loc la domiciliile și punctele de lucru ale societăților comerciale care comercializează astfel de produse, au fost descoperite și ridicate mai multe produse alimentare pe bază de cânepă, aproximativ 400 de grame de cannabis, ciuperci halucinogene, 7 comprimate de ecstasy, 7.500 de euro și 7.900 de lei. La sediul DIICOT Brașov au fost conduse 11 persoane în vederea audierii și a dispunerii măsurilor legale care se impun. Incidența acumulată a cazurilor de COVID-19 la 1000 de locuitori în județul Brașov pe ultimele 14 zile este de 2,70. 1794 de persoane sunt cu test pozitiv în județ, din care 41 în focare. Pe localități prima poziție este ocupată în continuare de comuna Cristian, cu 5,82. Urmează cu peste 4 comunele Sâmpetru, Hălchiu și Dumbrăvița. Peste pragul de 3 continuă să fie orașele Ghimbav, Brașov și Predeal și comunele Bran și Hărman. De la ora 0 a nopții de 20 ianuarie pentru municipiul Brașov se mențin pentru încă 2 săptămâni restricțiile adoptate în 2 ianuarie. Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a adoptat astăzi hotărârea 11 din 2021, pentru că în Brașov rata de incidență cumulată calculată la 14 zile a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 nu a scăzut sub valoarea de 3 la 1000 de locuitori. Așadar, începând cu data de 20 ianuarie, ora 0, în municipiul Brașov se vor aplica pentru o perioadă de 14 zile măsurile prevăzute în hotărârea de guvern numărul 3 din 12 ianuarie 2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României, corespunzătoare ratei de incidență de peste 3 la 1000 de locuitori. Sunt și 10 localități în județ care depășesc incidența de 2, iar între ele se află orașele Rupea, Codlea, Zărnești și Râșnov. Până marți 19 ianuarie, pe teritoriul României au fost confirmate 697.898 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, iar 27.407 dintre acestea sunt din județul Brașov. 630.236 de pacienți au fost declarați vindecați până acum. În urma testelor efectuate la nivel național față de ultima raportare, au fost înregistrate 2.745 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2, dintre care 81 sunt din județul nostru. Distinct de cazurile nou confirmate, 980 de persoane au fost retestate pozitiv. 40 dintre acestea sunt din județul Brașov.
Până marți au decedat 17.369 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS-CoV-2. În intervalul 18-19 ianuarie au fost raportate 98 de decese ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus. Bolnavii, 49 de bărbați și 49 de femei, erau internați în spitale din 31 de județe, între care și Brașov. Un deces a fost înregistrat la categoria de vârstă 40-49 de ani, 11 decese la categoria 50-59 de ani, 26 de decese la categoria 60-69 de ani, 32 de decese la categoria 70-79 de ani și 28 de decese la persoane de peste 80 de ani. 95 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități. 3 pacienți decedați nu aveau comorbidități. În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 8.417. Dintre acestea, 1.050 sunt internate la ATI. Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 5.193.417 teste real-time PCR și 51.608 teste rapide antigenice. În ultimele 24 de ore au fost efectuate 23.060 de teste real-time PCR și 5.432 de teste rapide antigenice. Pe teritoriul României, 42.717 persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 11.462 de persoane se află în izolare instituționalizată. Alte 63.150 de persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată sunt 136 de persoane. Ca urmare a încălcării prevederilor legii privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, polițiștii și jandarmii au aplicat în ziua de 18 ianuarie 4.679 de sancțiuni contravenționale, în valoare de 825.650 de lei. Luni au fost întocmite și 5 dosare penale pentru zădărnicirea combaterii bolilor, faptă prevăzută și pedepsită de codul penal. Vă reamintim, la linia Telverde 0800 800 165 pot fi sesizate încălcări ale normelor de protecție sanitară. Doi polițiști din Brașov sunt eroii pozitivi ai weekendului trecut. Fapta lor eroică a fost prezentată online și de Ministerul Afacerilor Interne. Câțiva bărbați s-au hotărât să-și scurteze drumul traversând lacul Noua pe gheață. Doi dintre ei au reușit să ajungă cu bine la mal, dar gheața s-a spart, iar al treilea bărbat a căzut în apă. Polițiștii, cu ajutorul unor săni solicitate cetățenilor aflați în proximitatea lacului, au încercat să creeze o punte pentru a ajunge la persoana în cauză, sub greutatea acestora, gheața rupându-se. Nefiind descurajați de acest incident, polițiștii au continuat să meargă prin apă până au ajuns la bărbat, reușind să-l scoată deasupra gheții, unde, prin intermediul săniilor, au transportat persoana la echipajul medical sosit la fața locului. Bărbatul, în vârstă de 52 de ani, a fost preluat, stabilizat și transportat la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale. Din fericire, datorită polițiștilor, bărbatul a ajuns la timp la spital și a scăpat fără mari probleme. Apa din lac nu este foarte adâncă, dar mai ales în această perioadă geroasă a anului, este extrem de rece. A fost lansat în dezbatere publică regulamentul de acordare a ajutorului pentru plata chiriei persoanelor singure, familiilor cu domiciliul sau reședința pe raza municipiului Brașov. Municipalitatea își propune să acorde un ajutor financiar lunar pentru plata chiriei persoanelor aflate în dificultate pentru o perioadă de până la 12 luni, cu posibilitatea de prelungire de până la 36 de luni. Este cazul tinerilor proveniți din sistemul de protecție cu vârsta de până la 35 de ani împliniți, persoane singure sau familii marginalizate social, ori în risc de marginalizare socială, cât și victime ale violenței domestice. Este că acest proiect este parte din strategia de dezvoltare a serviciilor sociale pe termen lung. Tocmai de aceea, una dintre primele măsuri este rezolvarea situației locative pentru cei care altfel nu ar putea să lucreze sau să încerce să fie reintegrați în societate. În acest sens, regulamentul prevede ca una dintre obligațiile beneficiarilor să fie inclusiv aceea de a-și căuta loc de muncă, de a se califica sau de a întreprinde toate măsurile necesare pentru a putea ieși din starea de dependență.
Ajutorul pentru plata chiriei se situează în funcție de punctajul obținut, între 900 și 1400 de lei lunar, dar nu poate fi mai mare decât valoarea chiriei din contractul de închiriere. Sunt câteva condiții pentru acordarea acestui sprijin. Solicitantul să fie avut domiciliul sau reședința în ultimele 24 de luni în municipiul Brașov. Să nu aibă locuință și nici să nu fi înstrăinat una în ultimii 10 ani. Să nu fi beneficiat de sprijinul statului în credite pentru închiriere sau construire de locuință și să nu depășească un anumit venit stabilit în funcție de numărul membrilor familiei. Pentru a beneficia de acest ajutor financiar, cei îndreptățiți vor avea o serie de obligații, cum ar fi să își plătească utilitățile, dacă nu au venituri să se înregistreze la AJOFM pentru a găsi un loc de muncă și pentru a urma cursuri de calificare sau recalificare, să participe la programe de ocupare. În cazul în care nu reușesc timp de 3 luni să se integreze pe piața muncii, au obligația de a participa la acțiuni și lucrări de interes local, în limita unui număr de 40 de ore pe săptămână. Cei care vor să facă propuneri de modificare sau completare a acestui regulament o pot face până în data de 29 ianuarie, pe adresa de e-mail dasbv@dasbv.ro. O nouă întâlnire pe tema pistelor de biciclete între localități ale județului a avut loc la primăria Brașov. Reprezentanții ai autorităților județene locale, ai ADR Centru, organizațiilor non-guvernamentale, agențiilor de dezvoltare și reprezentanții ai comunității de bicicliști au discutat despre etapele necesare implementării proiectului de construire a unor piste de biciclete care să lege într-o primă etapă localitățile din zona metropolitană, după care proiectul să fie replicat la nivelul întregului județ. Ne invităm pe toți cei interesați să contribuie la definirea obiectivelor acestui proiect și a pașilor următori să participe la următoarea ședință de lucru, care va fi la Catia, vineri, de la ora 9. Primarul a vorbit și despre importanța includerii transportului cu bicicleta ca una din axele principale în varianta actualizată a planului de mobilitate urbană durabilă, care va trebui adaptat la așteptările cetățenilor pentru un Brașov verde. Vicepreședintele Consiliului Județean, Șerban Todorică, a vorbit despre importanța acestui proiect pentru dezvoltarea mobilității sustenabile la nivelul întregului județ. Mă visez venind la servicii de la Prejmer, până la Consiliul Județean și să parchez undeva bicicleta, să o am într-un spațiu păzită, să am posibilitatea să și închiriez o bicicletă să mă duc în municipiul Brașov și respectiv să mă plimb cu bicicleta în condiții de siguranță. Pe lângă procesul de consultare al bicicliștilor, dar și a celor care doresc să treacă pe viitor la acest tip de transport, un alt element important este necesitatea de a colecta date din teren legate de traseele viitoarelor piste. Mihai Orleanu, reprezentant al Centrului de Ecologie Montană din Moeciu, a vorbit despre importanța accesului la datele privind infrastructura existentă și a stabilirii traseelor în funcție de această infrastructură, în loc de a construi totul de la zero. Astfel, pistele ar putea fi amenajate de-a lungul căii ferate, pe drumurile agricole, pe cele forestiere, pe diguri, după modelul din Olanda și Germania și abia după aceea gândite trasee adiacente drumurilor județene sau naționale. Trebuie să creăm alternative cu aceste trasee de biciclete, astfel încât să nu mai aglomerăm tot timpul orașele. Pentru că noi, acum, în momentul de față, vizitarea și infrastructura de vizitare e axată doar pe câteva puncte de interes major. Bun, și după ce avem toate datele astea puse la oaltă, putem hotărâ și vedem pe ce ne focusăm. Avem nevoie de reglementări pentru marcaje. Nu există așa ceva în momentul de față. Nu avem reglementări pentru ghid turistic de bicicletă, cu toate că el este menționat în mai multe legi. Persoanele interesate să fie prezente la dezbaterea de vineri pot participa și în format online. Înscrierea se face pe adresa de e-mail contact@addjb.ro. Iarna este un anotimp dificil pentru mai toate viețuitoarele, dar mai ales pentru păsări. Temperaturile scăzute fac ca zburătoarele să aibă nevoie de mai multă hrană, iar mâncarea se găsește în cantități mult mai mici. Pentru ca zburătoarele să treacă peste iarnă cu bine, mulți iubitori de animale le hrănesc. Putem să le dăm hrană, deci asta ar fi principala, să zicem, metodă de a contribui cumva la ajutorarea lor peste iarnă, hrană care costă
fie în semințe de floarea soarelui, cele mai recomandate, bineînțeles, neprăjite, neferate. Apoi se poate, se mai pot da și alte tipuri de semințe, gen mei, cânepă, există și în comerț fel și fel de amestecuri. Apoi se poate da untură, de asemenea neprăjită, mă rog, neferată și condimentată, mere și alte fructe care sunt la noi. Important de știut este că pâinea și produsele de panificație în general dăunează păsărilor și în aripatele întâmpină probleme când vor să zboare. Se știe, unele păsări migrează în țări mai calde, însă există și specii care vin în județul Brașov din locuri cu climă și mai rece. Cele care vin acum la noi, cinteza de iarnă, unor în număr foarte mare apare, mai sunt și scatii care vin din nord. Iar cele care rămân, în general, sunt specii de pițigoi, mierlele, bineînțeles, vrăbile de câmp de casă, ciocănitorile, toate sunt sedentare, rămân și răpitoare, păsări răpitoare, de altfel, de multe ori se întâmplă să întâlnim chiar în zona hrănitorilor, pentru că acolo unde se concentrează prada, evident că apare și răpitorul. Societatea Ornitologică din România a postat pe pagina proprie de socializare un mesaj prin care îi încurajează pe români să monteze hrănitori pentru păsări. Mai mult, SOR vă provoacă la un concurs de fotografii cu păsări și vă invită să-i sprijiniți misiunea educativă.